Pe partea de apărare antiaeriană, România încă se bazează, în mare parte, pe echipamente vechi, sovietice, atât la forțele aeriene, cât și la cele terestre. Achiziția sistemului Patriot și intrarea sa în dotare în anii 2020 a primei baterii a fost un mare pas înainte. Un alt mare pas înainte de data aceasta ofensiv a fost intrarea în uz a bateriilor HIMARS, un sistem de artilerie cu rachete ghidate care pot lovi ținte punctuale sau de suprafață până la 300 de km depărtare. Însă România va avea în următorii ani un sistem de rachete avansat cu care să-și apere zona de coastă de navele inamice, o capabilitate ce în prezent în mod realist nu există și care ar putea modifica simțitor echilibrul de forțe în Marea Neagră. Despre racheta aproape invizibilă cu care România își va apărea coasta Mării Negre, catalogată de generația 5-a, care ar putea pune mari probleme unor potențiali adversari, vom vorbi în episodul de astăzi. Înainte să începem, nu uitați să apăsați total gratuit butonul acela roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât să fiți la curent cu materialele, documentarele și teoriile incredibile care vor apărea pe canalul Adevăruri Secrete. Așadar, să începem, dragi prieteni, în primul rând cu ce fel de dotări are armata română în momentul de față, ce fel de echipamente și câte mai avem în uz și cu ce lucrează militarii români în țară. Ei bine, avem rachete antiaeriene, adică sistemul Patriot, 7 baterii pentru apărarea antiaeriană cu rachetă Solaire cu bătaie mare, pentru care România a plătit Statelor Unite 3,9 miliarde de dolari. Iar pe lângă cele 7 baterii, la pachet vine și un pachet cu câteva sute de interceptori. Din cele 7 baterii, 4 sunt la forțele aeriene și 3 la forțele terestre. O baterie are fiecare câte o unitate de tragere, adică 4 lansatoare montate, atașate fiecare pe câte un camion, un radar, o unitate de conducere a focului, generatoare și câteva alte echipamente. De asemenea, la forțele aeriene, România a cumpărat 8 sisteme de rachete Solaire Hawk, cu 213 rachete din Olanda, însă din anul 2004. Ele erau nemodernizate, iar până în anul 2012 nu au fost executate trageri cu niciuna dintre ele. Sistemul Hawk a fost gândit să fie modernizat la standardul Hawk 21, însă până în prezent ele au trecut doar printr-o fază intermediară. Abia în perioada 2012-2013, primele baterii Hawk au executat trageri reale în poligonul Capo Media. În prezent, circa 150 de astfel de rachete ar mai trebui să fie pe stocul armatei române. Să nu uităm însă și de cele mai vechi dintre rachetele din dotarea forțelor românești, rachetele Volkhov. Sunt în serviciul forțelor aeriene române din anul 1964 și au fost supuse la 3 modernizări până în anii 1980. Sistemul este destinat apărării aeriene cu baza la sol împotriva atacurilor cu avioane, rachete cu aripi și a altor tipuri de ținte aeriene. Sistemul este dotat cu propriul radar de cercetare a spațiului aerian, iar în cazul prezenței bruiajului, dirijarea rachetei la țintă se poate face și vizual, cu ajutorul unui sistem de televiziune. Sistemul are o rază operațională de 45 de km și un plafon de circa 2500 de metri. Viteza rachetei este de 3,5 Mach și sistemul este tractat de camionul rusesc ZIL-131. Însă acest sistem probabil că a fost scos din uz odată cu instalarea sistemului Patriot. Însă România, dragi prieteni, va avea în următorii ani un nou sistem avansat de rachete, cu care să-și apere zona de coastă a Mării Negre, împotriva atacurilor inamice. Pentru acest sistem de instalații mobile de lansare de rachete antinavă, România a semnat deja un contract guvern la guvern cu Statele Unite și va plăti circa 300 de milioane de dolari pentru un nou sistem cu o rachetă catalogată de generația 5-a, o rachetă stealth sau invizibilă, care ar putea pune mari probleme unor potențiali atacatori ai României de pe mare. România a semnat acest acord cu Statele Unite pentru un sistem realizat de către americanii de la Raytheon și compania norvegiană Kongsberg pentru un sistem cu 4 instalații de lansare rachetă antinavă bazat pe racheta Stealth NSM sau Naval Strike Missile. MAPN ne informează că sistemul de instalații mobile de lansare rachete antinavă reprezintă produsul militar destinat pentru apărarea zonelor costiere și de litoral împotriva amenințărilor navelor de suprafață, având capacitatea de a coopera cu nave, aeronave și echipamente proprii și ale aliaților, utilizând datele furnizate de către acestea și viceversa, folosind sisteme de legături de date și canale de comunicații protejate pentru executarea atacului cu rachete antinavă.
Într-un interviu acordat, Mike Ellison, directorul în cadrul Raytheon Missile Defense și responsabil pe Europa de Est de produsele acestei companii, a vorbit despre sistemul pe care România îl va primi și a dat câteva detalii despre configurația și capacitățile rachetei, care va asigura apărarea litoralului României. Racheta de apărare antinavă, NSM, este o rachetă cu rază lungă de acțiune și precizie excelentă, ce are capacitatea de a găsi și distruge nave inamice, aflate la distanțe mai mari de 100 de mile nautice, adică aproximativ 185 de kilometri, ne informează Mike Ellison. Potrivit acestuia, racheta NSM evită detectarea de către radarele sau sistemele de apărare inamice, pentru că poate zbura la altitudini foarte joase, la nivelul mării, și poate realiza manevre evazive. Racheta NSM este o rachetă de croazieră antinavă de ultime generație, cu o abilitate inegalabilă, dragi prieteni, de a lovi ținte maritime. Vorbim despre o rachetă foarte manevrabilă, cu un design care o face aproape invizibilă, capabilă să zboare aproape de suprafața mării, aproape razant, și să acționeze la distanțe de peste 100 de mile. În plus, această rachetă a fost construită, a fost testată și proiectată pentru a putea să opereze în condiții meteorologice din cele mai diverse, inclusiv în cele întâlnite în apele arctice din jurul Norvegiei. Un mare avantaj al acestei rachete este însă faptul că NSM este potrivită și pentru misiuni terestre, deoarece se poate adapta terenului, urcând și coborând odată cu acesta. În anul 2018, ca parte a unui exercițiu militar multination, racheta a fost testată cu succes într-o configurație ce includea un lansator mobil amplasat pe uscat. Datorită acestui fapt, NSM este extrem de potrivită pentru apărarea de coastă a României, atât peste mare cât și peste uscat, astfel că este binevenită în cadrul armatei române. Însă întrebarea tehnică care se pune este ce face această rachetă aproape invizibilă pentru radar, dincolo de design și faptul că zboară foarte jos. Ei bine, răspunsul la această întrebare, dragi prieteni, este sistemul de ghidare. Datorită sistemului de ghidare cu infraroșu și a construcției inovatoare, este extrem de dificil ca racheta NSM să fie identificată de un radar. Racheta poate zbura la viteze subsonice, la nivelul mării, ceea ce o face și mai greu de detectat. Această rachetă integrează un sistem de ghidare cu infraroșu, căruia însă îi lipsește o semnătură de radar consistentă, făcând astfel acest tip de rachetă mult mai dificil de detectat de către radarul oricărei ținte. Astfel, acest tip de sistem de ghidare nu apare pe radare decât în ultimele etape ale zborului, ajutând racheta să fie extrem de eficientă în neutralizarea respectivei ținte. Fiind detectată foarte târziu, un sistem de apărare nu va mai fi eficient împotriva ei. Vreau să vă aduc în atenție, oameni buni, că în urmă cu aproximativ 13 ani, Polonia a achiziționat același sistem de lansatoare mobile de coastă cu rachete antinavă NSM. Iar anul trecut, nu uitați că militarii polonezi s-au antrenat total întâmplător la Capul Media cu militarii români pe acest sistem. Polonia însă a integrat o parte din producția sistemului în cadrul industriei locale. Spre exemplu, camioanele militare pe care sunt instalate lansatoarele și celelalte componente ale sistemului sunt bazate pe Jelcz, construite chiar în Polonia. Întrebat dacă și sistemul românesc va fi instalat pe camioane militare produse în România, cum ar fi camioanele Iveco sau Roman, Mike Ellison nu a dat însă un răspuns concret, însă a precizat că Raytheon explorează constant toate posibilitățile de producție locală, iar firma caută deja oportunități pentru a colabora cu industria locală de apărare. Iată că Ministerul Apărării Naționale a semnat prin Direcția Generală pentru Armamente acordul de tip guvern la guvern cu Statele Unite ale Americii aferent programului de înzestrare cu sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă. Acordul aprobat și de către Parlamentul României are o valoare de 286 de milioane de dolari, fără TVA. Prin realizarea acestei capabilități, forțele navale române vor dispune în sfârșit, dragi prieteni, de un sistem de instalații mobile de lansatoare de rachete antinavă nou, modern, testat, operațional și interoperabil în cadrul NATO, adaptat misiunilor actuale, împreună cu instruirea privind folosirea în luptă a sistemului și a actualizarea permanentă a bazelor de date specifice. Fiind astfel un sistem binevenit în armata română, căreia îi mai cad avioane din când în când, fără să fie doborâtă de nimeni. Lăsați-mi un mesaj în secțiunea de mesaje și spuneți-mi părerea voastră despre acest sistem și dacă considerați benefică achiziția de 300 de milioane de dolari a statului român.
Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc că sunteți alături de canalul Adevărul Secrete. Nu uitați să dați un like, un share, să apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul pentru a fi la curent când lansăm materiale, documentare, teorii incredibile pe canalul Adevărul Secrete. Până data viitoare, vizionați și alte materiale foarte interesante de pe acest canal și vă doresc o seară extraordinară.